Hello, hello! Bine v-am regăsit, dragii mei lei! Aceasta este etalarea lunii august pentru toți cei care aveți zodia leu, ascendentul sau luna natală în semnul zodiacal al leului. Hai să vedem pentru voi care este energia generală în luna august. Avem aici casa 11-a. Activare solară și asteroidul Ceres. Un start interesant pentru etalarea lunii august pentru voi. Hai să vedem ce înseamnă aceste cărți. În primul rând, ce pot să vă spun despre luna august pentru voi e că va fi o perioadă extrem de agitată, dar o agitație în sens pozitiv, în sensul că o să vă întâlniți cu mulți oameni, sunteți înconjurați de prieteni, sunteți înconjurați de oameni fain, de oameni veseli, de oameni optimiști, dar se activează foarte puternic această sferă socială pentru lei, mai ales dacă în trecut ați avut o perioadă mai introspectivă, să-i spunem așa, da? Ați trecut printr-o perioadă care ați simțit nevoia să vă retrageți puțin de lume, să fiți mai în intimitatea voastră, da? Nu ați prea ieșit în oraș, n-ați prea socializat. Ei, uite că luna august e un moment înfloritor, da? La propriu, în zona aceasta a sferei sociale, aici se activează niște legături foarte benefice, foarte frumoase pentru voi, de pe urma cărora puteți să beneficiați chiar și în carieră. Adică v-aș recomanda, dragii mei lei, în luna august, atunci când ieșiți în oraș, când socializați, să nu vă simțiți rău, să nu vă faceți mustrări de conștiință dacă poate ar fi trebuit să vă cu familia sau poate ar fi trebuit să fac asta sau poate mi-a rămas nu știu ce proiect de la lucru neterminat. Pentru că în zona asta, în sfera socială, din interacțiunile voastre cu colegi, prieteni, cunoștințe, vecini și așa mai departe, o să găsiți, de fapt, niște soluții mult mai benefice pentru problemele cu care vă confruntați. Că sunt ele în carieră, că sunt în viața personală. Dar nu vă faceți mustrări de conștiință și, vă rog, nu percepeți acest moment ca o pierdere de timp. Nu e o pierdere de timp să socializați, nu e o pierdere de timp să ieșiți în oraș, nu e o pierdere de timp să vă simțiți bine, să vă destindeți, pentru că voi acum vă încărcați bateriile pentru un an întreg. Destul de, nu aș spune agitat într-un sens rău, ci agitat în sensul cu mult potențial de creștere, da? Fiindcă foarte mulți lei își sărbătoresc ziua de naștere acum, vă energizați, da? Vă încărcați cu energie solară. Prin urmare, dragii mei, încercați să stați cât mai mult la soare. Dar, atenție, folosiți tot timpul cremă cu factor de protecție. Și dacă e noros afară, nu contează. Aici soarele e foarte puternic pentru voi și benefic, dar trebuie și să vă protejați. Asta o să vă ajute, o să vă ajute să vă încărcați nivelul de vitamină D în corp, dar practic acum vă încărcați bateriile pentru un nou ciclu, pentru un nou an din viața voastră. Și aici foarte important, chiar dacă lucrurile sunt destul de încărcate, agitate, da, cu multe evenimente pe sfera socială, pe sfera locului de muncă, a jobului, a carierei, nu uitați să aveți grijă și de voi înșivă. Da, nu uitați de rutina aia voastră zilnică, vă dați cu cremă, vă demachiați, vă îngrijiți, mai mergeți și la coafor, mai mergeți și la masaj, la kinetoterapie, la sala de sport, la indiferent ce vă place voi aici să faceți ca să vă îngrijiți, ca să aveți grijă de voi înșivă, da, să vă încărcați și cu pace și cu liniște, pentru că de aici din exterior sunt mulți stimuli care vin către voi. Per total, luna august pare așa, la prima vedere, foarte, foarte frumoasă pentru lei, da, un moment interesant, un moment cu multă încărcătură pozitivă, un moment în care o să fiți înconjurați de mulți prieteni, dar nu uitați să aveți grijă și de nevoile voastre, da, în acest context. Bun, dacă v-a plăcut până aici etalarea, nu uitați să dați un like acestui video. Noi o să mergem mai departe să scoatem și niște clarificări de la cărțile de tarot. De data aceasta folosesc un set nou de cărți, tocmai ce mi l-am cumpărat în urmă câteva săptămâni.
E prima oară când îl folosesc într-o etalare de tarot și hai să vedem special pentru voi, așa de ziua voastră de naștere, cadou, să vedem ce mesaje suplimentare au cărțile de tarot pentru lei. Avem aici îndrăgostiții, foarte frumos, 7 de monede, magicianul și regina de săbii. Ok, e interesant ce a ieșit aici pentru voi, dragii mei. Multă energie mentală, da? Mintea voastră merge cu 100 de km la oră, vă faceți foarte multe planuri, le tot gândiți, le regândiți, le faceți și refaceți de 1000 de ori, puneți lucrurile pe hârtie, nu vă place, reveniți asupra planurilor, vă gândiți la toate posibilitățile, la toate riscurile, la tot ce s-ar putea întâmpla aici, dar nu uitați de acest 7 de monede, care vă zice să aveți răbdare. Voi trebuie să învățați în luna august și să aveți răbdare. Pentru că aici mintea voastră, uitați, îndrăgostiții, cartea care guvernează zodia gemenilor, semn de aer, semn cu puternică încărcătură mentală, magicianul, cartea care reprezintă planeta Mercur, iarăși, mentalul nostru, da, agitație mentală, regina de săbii, cea mai analitică regină din toată suita de tarot. Tot acest simbolism mi-arată că voi sunteți efectiv blocați în mintea voastră. Sunteți acolo în interior și vă tot gândiți, ce să aleg, A sau B? Cu cine să merg? Cu Georgica sau cu Ionica? Să stau la locul de muncă pe care l-am sau să schimb jobul acum? Ce să fac? Ce să aleg? Ce să cumpăr? Rochea roșie sau rochea neagră? Da? În toate deciziile pe care trebuie să le luați în luna august, oscilați. Oscilați, nu știți ce decizie să luați. Și ce vă zic aici cărțile de tarot? Mai așteptați. Dacă nu sunteți siguri pe voi, mai așteptați. Mai lăsați timpul să treacă, pentru că aici sunt niște informații care încă n-au ieșit la iveală. Iar planurile voastre făcute acum, cu informațiile limitate la care aveți acces în acest moment, când auziți această etalare, nu sunt suficiente. Uitați aici câte gânduri, câte informații, câte idei încă n-au fost puse pe masă. Voi simțiți că ceva vă lipsește acolo, că intuiția voastră vă spune, nu știi tot, mai e informația X, Y, Z, care e încă aici, în eter, e încă aici, în zona spirituală, e încă aici, la alți oameni, n-a ajuns încă pe masa voastră de lucru. De aceea trebuie să mai aveți răbdare, să nu faceți decizii pripite, nu luați decizii pripite în luna august, că o să vă pară rău. Asta vă spune și regina de săbi, trebuie să fiți analitici, calculați. Da, e ok să fiți analitici, calculați, mentali, dar atenție că aici inima voastră e super activată și dorința voastră, primul vostru instinct, primul vostru impuls este să săriți la atac, dacă sunteți lei, sunteți animal de pradă, sunteți prădător, da? Voi trebuie să atacați, trebuie să faceți ceva, parcă așa vă ieșiți din piele, da? Cărțile de tarot vă transmit clar aici, așteptați, aveți răbdare, ca toate informațiile să fie relevate, ca să primiți toate informațiile de care aveți nevoie, astfel încât planurile voastre pe termen scurt, mediu și lung să aibă cele mai mari șanse de succes. Și ce puteți să faceți în perioada asta când universul vă forțează să așteptați? Să aveți răbdare? Aveți grijă de voi. Mergeți la plajă, mergeți la masaj, mergeți la manicură sau la coafor, da? Faceți-vă un tratament de îngrijire, citiți o carte, ascultați muzică bună, nu știu, vă gătiți o mâncare foarte copioasă, dar făcută în casă, da? Vă umpleți voi timpul aici cu diverse activități din acestea, mai casnice, mai în privat, mai în intimitatea voastră. Găsiți acele lucruri plăcute, frumoase, benefice pentru voi, care să vă umple timpul în toată această perioadă în care trebuie să așteptați. Acum o să mă întrebați, la ce totuși se referă toată această etalare, că până acum am fost așa destul de generică. Păi v-am spus, se poate referi la orice domeniu de viață.
Cărțile de aici îmi arată foarte puternic posibilitatea să fie vorba de o decizie pe care voi trebuie să o luați în carieră. Da? Vreți să faceți o mutare, vreți să faceți o mișcare, dar încă nu e momentul, că mai trebuie să aflați aici ceva. Cartea care a apărut aici îmi zice că e posibil pentru o parte dintre voi să fie în dragoste. Da? Nu știți ce relație să alegeți, nu știți dacă să stați sau să plecați, nu știți dacă să începeți o relație sau nu. Sunteți aici în dubii. Mai așteptați, mai analizați mai atent persoanele sau persoana cu care discutați, pentru că aici mai trebuie să iasă la iveală anumite informații înainte să puteți lua o decizie cu adevărat informată. Dar în orice domeniu de viață, da, poate să fie într-o prietenie, poate să fie în carieră, poate să fie în dragoste, în orice domeniu de viață, poate să fie chiar și în sănătate în mai mică măsură, atunci când în luna august trebuie să faceți o decizie, vă rog, nu luați decizii pripite. Aveți răbdare, analizați toate informațiile, faceți-vă un plan și rețineți că planificarea pentru voi în luna august este absolut imperativă. Dar planurile nu au nicio valoare. Poate vi se pare că mă contrazic aici, dar dacă analizați cu atent această frază, o să înțelegeți înțelepciunea din spatele ei. Planificarea este foarte importantă. De ce? Păi trebuie să știți, dacă o iau în direcția asta, la ce mă pot aștepta sau ce îmi doresc. Dacă fac cealaltă decizie, o iau în altă direcție, la ce să mă aștept, la ce să fiu atentă, ce îmi doresc să obțin. Da? Planificarea e importantă. Dar planurile n-au nicio valoare. De ce? Fiindcă lucrurile se schimbă, lucrurile sunt în flux, se schimbă de la o zi la alta. Iar dacă tu te ții rigid de planul tău și când ceva deviază de la planul tău, gata, lucrurile nu mai sunt bune, nu mai știi ce să faci, atunci planurile n-au nicio valoare, că de fapt te împiedică din a-ți atinge maximul tău de potențial. Adică e ok să-ți faci planuri, dar este la fel de important și să nu devii sclavul acestor planuri, acestor dorințe. Hai că eu tot folosesc cuvântul de plan, dar poate nu toată lumea rezonează cu acest cuvânt. Că e un plan, că e o dorință, că e o aspirație, că e o țintă, că e un țel, că e un lucru pe care vrei să-l obții sau o relație pe care vrei să o obții sau o situație în care vrei să fii pusă, da? Dacă ții cu dinții de acea viziune, de fapt îți pui mai multe piedici în cale. Bun, și acum, înainte să finalizăm etalarea, o să-ți scot și un card de înțelepciune, un ultim mesaj, iar până când amestec eu aceste cărți, dacă ți-a plăcut acest mesaj, această etalare pentru luna august, dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te rog, lasă-mi câteva cuvinte în zona de comentarii. Mie îmi place foarte, foarte mult să citesc tot ce aveți voi de scris, tot ce aveți voi să îmi transmiteți și vă mulțumesc foarte mult fiindcă vă luați câteva secunde din ziua voastră să lăsați acolo măcar o față zâmbitoare dacă nu aveți ceva de scris, ceva de spus la momentul actual. Hai să vedem un ultim mesaj de încurajare așa pentru lei în luna august. Rețineți că mă pot vindeca la toate nivelurile. Vindecarea înseamnă să întregesc și să-mi accept toate părțile ființei mele. Nu doar părțile care îmi plac, ci întreaga ființă. Mesaj foarte frumos, așa, de încheiere pentru lei. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție. Sper că v-a plăcut această etalare. Nu uitați că în fiecare săptămână pregătesc și un horoscop săptămânal, da, pentru toate semnele zodiacale. Vă recomand să vă abonați canalului meu de YouTube dacă vreți să aveți acces și la această informație. Informația e absolut gratis, totul e aici public pe canalul meu de YouTube și toate aceste lucruri sunt făcute ca să vă ajute. La mulți ani celor care își sărbătoresc ziua de naștere în luna august sau acum când vedeți această filmare, vă doresc să aveți o lună minunată și un an plin de lucruri frumoase. Pa, pa!